Tot Stanciu. Nu, Cheșeru. Pe trasa Pești. Păi da, da, era, ai greșit tu, mă, n-a fost. Răzvan, Andrei, bine v-am găsit. Azi avem o provocare inedită pentru voi. Trebuie să ghiciți alți 10 dintre jucătorii echipei naționale. Nu va fi chiar ușor, pentru că pozele sunt distorsionate, dar vestea bună e că pe măsură ce timpul trece, pozele vor deveni tot mai clare. Sunteți pregătiți? Da. Nu vă uitați încă, o să dau drumul la primul personaj. Puteți să vă uitați acum. Pușcaș. Am zis eu. Corect. Știu, dar ai apăsat înainte, ce vrei să... Sunteți pregătiți de al doilea personaj? Gata. Ianis. Corect. Pe tu știi pe tot. Te sparg, Ivan. Urmează al treilea personaj. Pregătiți? Hai. Stanciu. Corect. I-am vrut. Eu știu poziționarea asta, când tragi la poartă mereu stă așa. Am vrut să zic, Stanciu, mi-a dat seama că e el. Următorul. Ne luăm sigur. Kirkeș. El este. 2 la 2. Ciupat. Urmează al 5-lea jucător. Mihaile. Bine, mă, că ai dat repede, da. 3 la 2, Răzvan. Următorul... Acum. Și Căldău. El este. 4 la 2. Urmează. Ia să vedem. Uitați-vă. Andrei. Știu cine. Tot Stanciu. Nu, Cheșeru. Ele. Pe trasa Pești. Păi da, da, era, ai greșit tu, mă, n-a dat n-a pus. Nu e. Hai să vedem următorul. Ganeză. Ieri a făcut, ieri a făcut poza asta. Corect, 6 la 2. Hai să vedem ultimii doi. Burcă. Zi. Alibec. Corect. Pe... Așteaptă așa până să duce poza, că nu îți răspunde. E dreptul lui. Te pregătiți de ultimul jucător? Da. Da. Maxim. Corect. Băi, tăi. 7-3. Bun, Răzvan, ești câștigător. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, Răzvan. Mersi frumos. Ești un băiat grozav. Mersi frumos. La fel și tu.